Ne bucurăm să fim din nou împreună și ne bucurăm că Domnul ne-a dat acest har să ne bucurăm împreună din cuvânt, să continuăm studiul nostru împreună. Dacă rețineți, data trecută am studiat împreună și ne-am pus întrebarea din Scriptură ce este o biserică. Și am încercat să definim biblic ce este o biserică, pentru că vrem ca să fim o biserică după cuvântul lui Dumnezeu. Următoarea întrebare care trebuie să ne opunem, logic, dacă am înțeles ce este o biserică, este ce face o biserică. Și răspunsul nu poate fi altceva decât să închină lui Dumnezeu. Asta face o biserică. Atunci când ne adunăm la oaltă, ne închinăm lui Dumnezeu. Și în mesajele care urmează și în timpul care le avem împreună, vrem ca să studiem acest aspect al închinării, și mai ales al închinării corporative, al închinării bisericii. Pentru că sunt cumva distincte. Închinarea mea personală, eu mă pot închina lui Dumnezeu acasă, eu mă pot închina și da laudă lui Dumnezeu în fiecare moment din viața mea și sunt chemat să fac lucrul acesta, dar aceasta este distinct de ceea ce se întâmplă atunci când biserica se strânge la oaltă. Este ceva special când biserica se strânge la oaltă. În termeni tehnici, ceea ce biserica face atunci când se strânge la oaltă se numește liturghia bisericii. Cuvântul acesta este tabu în limba română, pentru că este asociat cu biserica tradițională, cu biserica ortodoxă. Și atunci când creștinii merg la biserica ortodoxă, ei merg la liturghie. E, liturghia nu este ceva la care te poți doar duce și să fii spectator, pentru că prin definiție cuvântul liturghie vine de la două cuvinte din limba greacă, leitos și ergos, leitos care înseamnă popor și ergos care înseamnă practică sau muncă. Liturghie înseamnă ceea ce face biserica, ceea ce fac oamenii care compun biserica atunci când se închină lui Dumnezeu. Și vrem să privim la acest aspect din Scriptură și să ne întrebăm cum ar trebui să arate sau ce este închinarea bisericii. Pe scurt, haideți să definim ce este închinarea. Cea mai simplă definiție, fără ca să o facem complicată, este închinarea este întâlnirea omului cu Dumnezeu. Este reacția omului atunci când intră în contact cu Dumnezeu. În Noul Testament și în Vechiul Testament, dar mai ales în Noul Testament, este văzut acest fenomen al închinării printr-o anumită reacție când omul intră în contact cu Dumnezeu. Și reacția aceasta este că omul cade la pământ. Cuvântul în limba greacă este prosterneo. Dacă ascultăm atent, ne dăm seama că avem cuvântul acesta și în limba română. Să te proșter. Da? Când omul se întâlnește cu Dumnezeu, când Dumnezeu se revelează față de om, omul reacționează prin închinare. Cade cu fața la pământ și îl recunoaște pe Dumnezeu. Se închină înaintea lui Dumnezeu. Când biserica se strânge la oaltă, noi reacționăm înaintea lui Dumnezeu pentru că noi credem că El este prezent în mijlocul nostru. Avem această promisiune. Domnul Iisus Hristos promite în Matei, la capitolul 18, că acolo unde doi sau trei sunt strânși în numele Lui, El va fi prezent, El va fi acolo, în mijlocul nostru. Și rețineți din studiul nostru că am învățat că acel pasaj din Matei 18 vizează în mod special biserica. Contextul în care se vorbește despre strângerea a doi sau trei este biserica. Biserica sunt aceia adunați în numele Domnului Iisus Hristos și El promite că este acolo atunci când biserica. E, dacă închinarea este reacția noastră la prezența lui Dumnezeu, închinarea bisericii atunci când ne strângem la oaltă este sufletul nostru care reacționează la prezența lui Hristos. Hristos prin cuvânt, Hristos prin Duhul Sfânt, se revelează față de noi, își descoperă slavă față de noi și noi reacționăm prin închinare. Totuși trebuie să ne punem întrebarea, ce anume trebuie ca să facem? Cum arată această închinare? Da? Altfel spus, dacă am luat Scriptura și am căutat să facem ce spune Scriptura, cum ar arăta biserica noastră în închinare? Pentru că dacă mergem astăzi în Hunedoara sau altundeva și luăm la rând mai multe biserici și participăm la închinarea lor, vom vedea că sunt total diferite multe dintre ele. Dacă mergem în diverse tradiții a unor culte sau a unor biserici, vom vedea că diferă total. Dacă mergi la ortodox este într-un fel, dacă mergi la catolici este într-un fel, dacă mergi la baptiști din cult este într-un fel, dacă mergi la
la creștin după Evanghelie este un alt fel, la Pentecostal într-un alt fel. De ce sunt atâta variație? Și vă propun, și am să vă propun acest exercițiu la final, ce s-ar întâmpla dacă am lua Sfânta Scriptură, ca și biserică, și am face doar ceea ce vedem acolo, cum ar arăta închinarea noastră? Ar semăna ea cu ceea ce vedem în biserici în ziua de astăzi sau n-ar semăna cu ceea ce vedem în biserici în ziua de astăzi? Motivul pentru care ajungem la această diversitate fantastică în liturghia bisericii sau în închinarea, în practica bisericii, este pentru că bisericile se împart pe două principii despre închinare. Și la asta vrem să privim în această seară, să vedem ce stă la baza acestei bifurcații. Și anume, cele două principii sunt acestea. Sunt termeni tehnici, dar sunt simpli de înțeles. Primul principiu este numit principiul normativ sau principiul creativ. Sau se mai spune principiul inventiv. Bisericile, mai ales bisericile tradiționale, precum Biserica Catolică și Ortodoxă, dar și bisericile evanghelice, deși la început nu au fost așa, aderă la acest principiu. Și principiul este acesta. Biserica poate face în închinare orice nu este interzis în mod explicit de Biblie. Altfel spus, dacă în Biblie nu spune să nu faci asta, tu poți să faci în biserică. Asta este principiul creativ sau normativ. Da? Orice nu este interzis de Biblie este permis. Principiul regulativ, care este principiul la care au aderat istoric vorbind cei care au provenit din Reforma Protestantă, precum suntem și noi baptiștii și evanghelicii, este acesta. Pe scurt, îl vom defini mult mai clar mâine. Și anume că biserica trebuie să facă doar ceea ce Biblia prescrie în mod specific că trebuie să fie prezent în închinarea ei. Și trebuie omis, dat afară, interzis, orice omite Scriptura. Dacă nu găsim în Scriptură, dacă nu ni se poruncește în Scriptură, nu avem voie ca noi să facem în închinare. Altfel spus, principiul acesta ne spune că Dumnezeu are pretenția că atunci când te întâlnești cu El să te închini după regula Lui. Nu poți inventa tu cum să te închini. Asta este principiul regulativ. Principiul regulativ nu este o invenție nouă, este o invenție a lui Dumnezeu. El este Cel care ne-a poruncit aceasta. Evident, terminologia sau dezvoltarea teologiei pe această temă în cadrul bisericii este una istorică. Biserica, văzând aceste adevăruri în Scriptură, le-a formulat și le-a învățat din ce în ce mai clar de-a lungul timpului. Mai ales după Reforma Protestantă, care a luat amploare în secolul XVI, apoi în secolul XVII, pentru că problemele doctrinare de natură soteriologică, dezbaterile despre mântuire, erau despre Evanghelie, erau clarificate acum în secolul XVII, unde vedem mișcări puternice precum mișcarea baptistă, codifică convingerile lor biblice despre închinare și enunță acest principiu foarte, foarte clar. Principiul este că noi ca și biserică trebuie să facem doar ceea ce Dumnezeu ne cere ca să facem în închinare. Adică El reglementează închinarea noastră. Ca dovadă, în această seară, vrem să vedem dacă premiza aceasta, că Dumnezeu are această pretenție, că atunci când poporul său se închină lui, să-ți facă după regula lui, dacă este una biblică sau nu. Și felul în care vom ataca această problemă este să mergem în Sfânta Scriptură și să facem un pic de teologie biblică, punând această întrebare în diferite puncte în istoria Bibliei. Și să vedem ce se întâmplă în Vechiul Testament. Care este prerogativa lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Cum interacționează și ce cere Dumnezeu de la poporul său în Vechiul Testament? Apoi să mergem în Noul Testament și să vedem cum interacționează Dumnezeu cu poporul său în Noul Testament. Ce le cere? Are El pretenția aceasta sau le dă o libertate ca ei să inventeze ceea ce vor ei? Poporul lui Dumnezeu, asta este teza mea, poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament trăia sub acest principiu. Și vom vedea că imediat ce ei părăseau acest principiu și inventau forme de închinare, Dumnezeu îi pedepsea.
De asemenea, Biserica lui Hristos în Noul Testament trăia sub același principiu. Și de asemenea vom vedea că atunci când deviau de la acest principiu și începeau ca să adere la alte practici care n-au fost poruncite de Hristos, care n-au fost revelate prin apostolii săi, intră sub mustrarea apostolilor și sub mustrarea lui Dumnezeu. De asemenea, dacă vom avea timp, dar probabil că nu vom avea, am putea să ne uităm în istoria bisericii și să vedem că biserica a înțeles acest principiu de-a lungul anilor după ce Biblia a fost scrisă. Haideți să ne uităm la principiul acesta în Vechiul Testament și anume la premisa că Dumnezeu pretinde să te întâlnești cu El, să te închini Lui doar cum îți spune, doar cum îți spune El. Deschideți cu mine în Geneza, în capitolul 4. Avem aici un episod după ce avem căderea în păcat. Înainte de cădere în păcat, omul era într-o comuniune directă cu Dumnezeu și perfectă cu Dumnezeu. Apoi, după cădere, vedem că omul este într-o relație cu Dumnezeu, dar relația aceasta acum este alterată. Și vedem că Dumnezeu instituie metode prin care omul poate să intre în comuniune cu El. Vom vedea imediat când este instituită această primă metodă, că ea este instituită, de fapt, în capitolul 3. Dar în capitolul 4 vedem un episod în care avem un prim act de închinare. Adam a cunoscut-o pe soția sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată și l-a născut pe Cain. Ea a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel era păstor, era cioban. Iar Cain era plugar. După o vreme, Cain i-a adus Domnului o jertfă. Automat ar trebui să ne întrebăm, de ce? Cum au știut oamenii aceștia că ar trebui ca să facă așa ceva, da? Și vom răspunde și la această întrebare. A adus Domnului o jertfă din rodul pământului. Iar Abel i-a adus o jertfă din întâi născuți ai turmei sale și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel, cu afirmație spre Abel și spre jertfa lui. Însă spre Cain și jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât la față. Domnul i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce s-a posomorât fața? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit, nu vei fi acceptat? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă, dorința lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpânești. Care este problema? Să analizăm foarte pe scurt. Problema este descrisă chiar de Dumnezeu. Dumnezeu pune problema așa, dacă faci ce este bine, oare nu vei fi acceptat, oare nu vei fi primit, oare jertfa ta nu va fi primită dacă faci ce este corect, ce este bine? Acum când se predică acest text, se predică tot felul de spiritualizări și alegorizări pe acest text, în care se spune că de fapt n-a fost nicio problemă, și o jertfă și alta ar fi fost acceptată, problema a fost cu inima. Și da, este o problemă cu inima, cu inima lor. Știm că unul avea o inimă bună și o inimă rea. Vedem asta imediat în felul în care reacționează la această critică, ucide pe fratele său în mânie. Dar înainte să se trateze inima, se tratează ceea ce a făcut. Jertfa cu care a venit. Da? Problema este ce au făcut. Modul cum au ales să se închine a fost problematic pentru Dumnezeu. Cel puțin unul dintre modurile. Da? Unul s-a închinat într-un mod plăcut lui Dumnezeu, un mod descris ca și bine, altul nu. Ce a făcut diferența? De ce un mod de închinare i-a fost acceptabil lui Dumnezeu și un alt mod de închinare n-a fost? Foarte simplu. Unul a căutat să asculte de revelația care a fost dată până în acel moment și a adus o jertfă de sânge lui Dumnezeu. Evident că a înțeles mesajul că iertarea și comuniunea între om și Dumnezeu se va putea face de acum înainte doar prin vărsare de sânge. Asta ne spune Biblia. A vrut să asculte de Dumnezeu și a adus jertfa cerută de Dumnezeu. Cum știa el lucrul acesta? Este foarte simplu. Geneza 3:21. Dumnezeu, după căderea omului, sacrifică animale în prezența lui Adam și Eva și îmbracă rușinea lor și goliciunea lor cu aceste piele de animal. Primul sacrificiu tipologic. Din momentul acela, deci imaginați-vă scena, vine condamnarea lui Dumnezeu peste ei, în condamnare vine promisiunea că va veni cel prin sămânța femeii care îi va salva,
Și apoi, după ce le vestește verbal această evanghelie, le arată tipologic, vizual. Imaginați-vă Dumnezeu luând animale vii, în fața lor le taie, le despică, sângele lor curge pe pământ, ia pielile pline de sânge ale acestei animale și le pune pe spatele lor și le spune: cu sânge vina voastră va fi acoperită. Din momentul acela, omenirea știa și prin mesajul dat de Dumnezeu verbal și prin tipologia arătată de Dumnezeu, prin sânge veți fi acoperiți. Asta este Evanghelia. Prin sângele Domnului Iisus Hristos, noi suntem acoperiți. Și acum, frații vin să-și aducă jertfa. Amândoi știau această revelație. Amândoi au fost învățați de părinții lui. Dumnezeu a luat animale și ne-a îmbrăcat cu pielile lor după ce le-a sacrificat. Unul zice: nu mă interesează, mie mi-e mai convenabil să iau plante, să iau lucruri de la mine, de la slujbă, de la job. Și altul a zis: chiar dacă e mai costisitor, chiar dacă animalele mi-s mai de preț, Dumnezeu asta vrea. Și când Dumnezeu respinge una dintre jertfe, răutatea inimii ieșe la iveală. Răzvrătirea aceea care nu vrea să asculte de Dumnezeu, ieșe la iveală și atacă. Da? Și atacă. Unul aduce o jertfă după cuvântul lui Dumnezeu, după revelația, iar altul a adus o jertfă potrivită cu cine era el. El era un fermier și a vrut să aducă din roadele lui, dar nu potrivită cu cerințele lui Dumnezeu. Și știm apoi, din revelația progresivă, că mesajul acesta era: fără vărsare de sânge, nu este comuniune cu Dumnezeu, nu este iertare. Nu poți intra în prezența lui Dumnezeu. Jertfa, într-adevăr, și închinarea noastră trebuie să reflecte o anumită atitudine. Trebuie să vină dintr-o inimă corespunzătoare. Dar o inimă curată, țineți cont, întotdeauna va căuta să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. O inimă curată nu vine și spune: nu mă interesează ce vrea Dumnezeu. Nu mă interesează cum Dumnezeu vrea ca să intru în prezența lui. Eu fac ce vreau. Nu, o inimă curată în primul rând spune ce mi-a poruncit Dumnezeu. Cum a învățat Dumnezeu ca să vin în prezența, lui. Inima neascultătoare a lui Cain este demascată în răspunsul său față de confruntarea lui Dumnezeu. Răspunsul corect nu era să se mânie, era să întrebe: Doamne, unde am greșit? Învață-mă din nou. Și Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu a harului, l-ar fi învățat, dar el nu are o inimă de închinător adevărat. Ar putea să fi întrebat: ce-a înțeles fratele meu și eu n-am înțeles? Nu. El agravează situația prin neascultarea lui, prin ura lui și prin uciderea fratelui său. Haideți să mergem mai înainte în istoria răscumpărării, mergem în Exod 20. În Exod 20 Dumnezeu dă decalogul poporului său, da? Care este în același timp constituția legământului între el și poporul Israel și în același timp este legea morală a lui Dumnezeu. Mulți oameni fac confuzia aceasta, cred decalogul este doar pentru Israel, pentru că este legea lui Moise. Este legea lui Moise, așa numește Scriptura, dar este legea care Dumnezeu a dat-o prin gura lui. El a rostit-o și cu degetul lui, da? A scris-o pe acele table. Apoi Dumnezeu a rostit aceste cuvinte: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci un idol reprezentând vreun lucru de sus din cer, de jos de pe pământ sau din apele de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor până la a treia sau a patra generație a celor ce mă urăsc și mi-arăt îndurarea până la a mia generație a celor ce mă iubesc și împlinesc poruncile mele. Să nu folosești în deșertăciune sau nesăbuit numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa, nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit sau cu deșertăciune numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci toată lucrarea ta, dar ziua 7-a este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vitele tale și nici străinul care locuiește în cetatea ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele, dar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat și a sfințit-o. Ce se întâmplă?
Foarte pe scurt. În prima poruncă, Dumnezeu se identifică și fiind singurul Dumnezeu adevărat și singurul care merită închinarea. Singurul la care trebuie să ne închinăm. Apoi, vedem că urmează porunci despre felul în care, trebuie ca poporul să se închine lui Dumnezeu. Da? Ce trebuia să facă poporul ca să se închine la acest Dumnezeu? După ce reguli? După ce standard? Și le spune să nu vă faceți chipuri cioplite, idoli de niciun fel, să nu folosești în deșertăciune, nesăbui numele Domnului, să sfințești o zi pentru odihnă și închinare. Da? Este rețeta lui Dumnezeu cum El va trăi cu poporul Său, cum El va intra în comuniune cu poporul Său. Nu-i primește oricum, nu pot să se închine cum vor ei, nu pot să fie poporul Lui cum vor ei, există reguli de conviețuire. Vrei să intri în comuniune cu Dumnezeu? Astea sunt regulile. Și regulile devin din ce în ce mai stricte. Vedem că Dumnezeu este, am putea spune noi așa între ghilimele, un fixist. Mergem în Exod 25. Dumnezeu rânduiește un loc special în care să se întâlnească cu poporul Său, cortul întâlnirii. Priviți, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilul lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la ei ca dar. Aur, argint și aramă, materiale vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșu și piei de viței de mare, lemn de salcâm, un de lemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru un de lemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietri de inox și alte pietri pentru efrod și pieptar. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta eu. Deci Dumnezeu poruncește să se facă un cort de întâlnire unde El să locuiască în mijlocul lor. De altfel, am zis că scopul închinării este să intrăm în comuniune cu Dumnezeu, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și Dumnezeu le spune, dacă faceți acest locaș după standardul meu, atunci ne vom întâlni acolo. Acolo veți putea să vă întâlniți cu mine, să fiți în comuniune cu mine. În acest pasaj, din nou, se aud predici de genul. Important este să-ți aduci tu darul la biserică. Aduți darul la cortul de întâlnire. Cât timp aduci ceva din inimă și e sincer, la cortul întâlnirii, la închinarea cu Dumnezeu, este bine. Dar uitați ce spune Dumnezeu. Ei trebuie să aducă anumite daruri și spune lui Moise, iată ce veți primi, iată ce va fi acceptabil de la ei. Și Dumnezeu dă o listă cu darurile care le primește. Nu poți aduce orice. Nu poți aduce orice la cortul întâlnirii pentru construirea lui. Doar anumite lucruri pot fi primite pentru acest locaș. După care vedem că nu doar lucrurile, adică materialele cu care se construiește cortul, nu sunt la latitudinea poporului, ci sunt desemnate de Dumnezeu, dar și proiectul este deplin al lui Dumnezeu. Spune să facă după chipul care El le va da, după proiectul care El le va da. Da? Urmează o listă detaliată, un deviz cu tot ce trebuie făcut. Cu tot ce trebuie făcut pentru acest cort. Și concluzia este aceasta. Să-mi facă un locaș sfânt și atunci eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele, inclusiv vasele din lăuntru, erau în acest proiect. E cum ar fi dacă Dumnezeu ne-ar da un plan nouă pentru Biserica Emanuel și ne-ar spune unde să punem scaunele. Și ce culoare să aibă aceste scaune. Și doar atunci va veni acolo să se întâlnească cu noi. Cam fixist Dumnezeul acesta, nu? Care este ideea? Și ce dacă așa a fost? Ideea este simplă și clară. Poporul lui Dumnezeu se închina, adică intra în contact cu, se întâlnea cu Dumnezeu după porunca și modelul lui Dumnezeu, nu cum vroiau ei. În cortul întâlnirii și scaunele erau după proiectul lui Dumnezeu. Da? Așa de fixe erau lucrurile. Mergeți în Levitic 10. Avem un caz care ne șochează pe noi astăzi în biserică, unde este libertate și fiecare face ce vrea în închinare. Avem aici fiii lui Aron, care au luat fiecare cădelnițele, au pus foc în ele, au pus tămâie pe foc și astfel au adus foc străin înaintea Domnului.
lucru pe care el, adică Dumnezeu, nu l-a poruncisese. Nu a poruncit așa ceva. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului care i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Apoi Moise i-a zis lui Aaron, iată deci ce a vrut Domnul să spună atunci când a zis, în mijlocul celor ce se apropie de mine mă voi arăta sfânt și înaintea întregului popor voi fi slăvit. Ce drastic! Ce dramatic este Dumnezeu! Până la urmă, ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat? Bun, au adus foc străin. Dar ce înseamnă că au adus foc străin? Este un foc mai bun decât un alt foc? E simplu. Ne explică cuvântul lui Dumnezeu. Lucru pe care Dumnezeu nu l-a poruncit. Au făcut ceea ce Dumnezeu n-a poruncit și Dumnezeu a fost ofensat de asta. Dacă Dumnezeu spune să aduci foc dintr-un anumit loc, aduci foc din acel loc. Nu aduci foc de unde vrei tu. Dacă Dumnezeu spune că trebuie să fie focul într-o anumit fel, așa faci. Nu te joci cu Dumnezeu. Și concluzia trasă de Moise este prin nimicirea acestor bărbați să vede sfințenia lui Dumnezeu. Să vede slava lui Dumnezeu, care El determină și El dictează cum te întâlnești cu Dumnezeul atot puternic. Problema n-a fost că acești tineri n-au fost sinceri. Ei au fost sinceri. Da? Că n-au avut intenții bune. Nu asta ne spune Moise, nu asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Problema a fost că s-au închinat într-un mod în care nu le-a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu ia asta foarte în serios. Haideți să mergem în Noul Testament. Deci este foarte clar că în Vechiul Testament Dumnezeu ia foarte, foarte în serios și am putea ca să enumerăm foarte multe exemple. Am enumerat doar câteva pentru că timpul este înaintat. Începem cu cel mai important aspect și anume cu învățătura Domnului Iisus Hristos. În mod frecvent, Domnul Iisus Hristos îi ceartă pe iudei și mai ales pe farisei care erau liderii religioși. Ăștia erau în închinare constantă. Îi vedeai de multe ori la colț de stradă, în timp ce toată lumea se mișca, mergea la piață și făcea treaba, ei stăteau și făceau rugăciuni. Pentru că ei trebuia să roage constant, să închine constant, trebuia să-i vadă lumea, da? Să vadă cât de religioși. Erau cei mai religioși și Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu care este Domnul Iisus Hristos, nu acceptă închinarea lor. Și chiar critică închinarea lor. De exemplu, vă citesc din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ascultați, le găsiți în toate evangheliile, eu citesc din Marcu. Vorbind iudeilor, în Marcu 7 spune, voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. El i-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și Domnul Iisus dă un exemplu, cum ei răstălmăcesc legea. Mai încolo spune, și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Era obiceiul lor să se închine, să practice religia lor după cum ei vroiau. Și puneau la o parte legea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și făceau ceea ce ei vroiau și ziceau că sunt spirituali. Și Domnul Iisus Hristos vine și le spune, stați un pic, oameni buni, Dumnezeu vrea ascultare de la voi în primul rând. El va porunci să faceți ceva, aia trebuie să faceți. Nu lăsați deoparte legea lui Dumnezeu ca să faceți invenția voastră. Episodul cu femeia samariteancă în Ioan capitolul 4 tratează în mod explicit problema închinării. Cunoașteți pasajul, vă sumarizez incidentul. Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu această femeie samariteancă. De fapt, vrea în mod intenționat să întâlnească cu ea în timp ce ucenicii merg să caute mâncare. Și începe o polemică între femeie și Domnul Iisus Hristos despre închinare. Și începe femeia să dezbată cu Domnul Iisus Hristos despre adevărata închinare. Haios, ea nu știa cu cine vorbește. Să vorbești cu obiectul închinării, cu cel care a creat universul despre cum să te închini și să-l contrazici. Dar nu facem noi asta câteodată? Când desfințăm porunca lui Hristos și ținem datina omenească și spunem, Doamne, da, am și eu păreri. Ce trebuia să facă femeia? Femeia trebuia să se proștiarme la pământ, să se închine, să recunoască pe Mesia. Nu să-i țină lui polemică despre cum să te închini. Și Domnul Iisus Hristos, după ce o îngăduie și o îngăduie, câtă răbdare. Hristos o îngăduie și o îngăduie și o lasă să-i spună teoria ei, Hristos răspunde și o corectează. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem.
voi cine? Samaritenii? Ei cine? Iudeii, da? Problema este de cunoaștere și de necunoaștere. Căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristosul, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Din nou, vedeți tema de cunoaștere. Cum trebuie să ne închinăm? Da? De unde știm cum să ne închinăm? Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Da? Sunt acela. Iisus face distinția pentru femeie, o învață, între închinarea corectă și cea incorrectă. Și spune despre închinarea corectă că la acel moment, când discută cu femeia, această închinare corectă vine de la iudei. De ce? Pentru că cunoașterea, spune Hristos, vine de la iudei. Pentru că prin ei, prin poporul Israel, Dumnezeu s-a revelat. Dumnezeu a dat regulile prin care omul poate ca să vină în prezența lui. Și Hristos condamnă pe femeie și pe samariteni pentru că voi vă închinați, spune Hristos, la ce nu cunoașteți. Nu după revelație. Vă închinați unde credeți voi, cum credeți voi și spuneți că este bine. Dacă vreți să vă închinați Dumnezeului adevărat, spune Hristos, trebuie să vă închinați după iudei. De ce? Pentru că prin ei a venit cunoașterea de Dumnezeu. Hristos semnalează că vine o schimbare. Dar vine ceasul, spuneți Hristos, și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și adevăr. Schimbarea este produsă de venirea Lui. Să schimbă paradigma, da? Devenirea Lui care împlinește vechea lege și revelează voia Lui Dumnezeu pentru biserică. Ne învață Hristos. Hristos este Cel care ne dă această cunoaștere. Ne învață cum să ne închinăm în duh și adevăr ca să fim plăcuți Tatălui. Până la urmă, cum putem ști ce înseamnă această închinare în duh și adevăr? Este ceva subiectiv? Pur și simplu fiecare spune, eu asta cred că e închinare în duh și adevăr? Unul are o părere, are altă părere? În niciun caz. Ce face Duhul Sfânt, care este numit Duhul Adevărului referitor la adevăr? Ne conduce în tot adevărul. Duhul Sfânt ne conduce în tot adevărul. Ne conduce în cunoașterea adevărului. Cum a făcut asta? Prin revelarea cuvântului lui Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este lucrarea de descoperire a Duhului Sfânt prin care cunoaștem adevărul. Nu avem altă sursă de adevăr decât cunoașterea Duhului Sfânt. Cei mai mulți când spun că vor închinare în Duh și adevăr, de fapt doar vor închinare în Duh. În Duhul lor. Nu vor și în adevăr. Că adevăr înseamnă ca să te închini după standardul lui Dumnezeu. Revelat de Hristos și de apostolii săi în Sfintele Scripturi. Închinarea în Duh și adevăr nu este una haotică, anarhistă. Este una condusă de Duhul Sfânt în tot adevărul care a fost revelat de Dumnezeu în Scriptură. Rețineți, Hristos spune că schimbarea de paradigmă este aceasta. În Vechiul Testament, prin poporul Israel, Dumnezeu a dat revelația, cunoașterea prin care știți cum să vă închinați. În Noul Legământ, Hristosul este Cel care vă va învăța. El este Cel care vine cu această cunoaștere. Și Biblia ne spune că Hristos este revelația supremă a lui Dumnezeu. Și că această revelație este întipărită pentru noi, înregistrată pentru noi prin Sfinții Lui Apostoli și Proroci în Noul Testament. El a lăsat adevărul după care trebuie să ne apropiem de Tatăl. Gândiți-vă la Marea Trimitere. Unii zic că asta este astăzi Marea Omitere. Că biserica omite să mai meargă în lume și să facă ucenici. Matei 28, de la versetul 18 la 20. Iisus s-a apropiat de ei și le dă acum acest ultim mandat, această ultimă poruncă. Și a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Observați că acest principiu regulativ
este regăsit în mod evident, inevitabil aici. Și învățați-i pe aceștia pe care îi evangelizați să păzească tot ce v-am poruncit. Și Biblia este plină de amenințări pentru cei care învață mai puțin decât ceea ce a poruncit Dumnezeu sau care își arogă dreptul să învețe mai mult decât ceea ce a poruncit Dumnezeu. Când Hristos spune învățați-i tot, înseamnă tot și nimic mai mult, nimic mai puțin. Eu nu am dreptul ca să tai din revelația lui Dumnezeu și să spun frații de la Hunedoara n-au nevoie ca să știe despre ce a zis Pavel în Efeseni capitolul 1. Și n-am nevoie nici ca să vin și să adaug capitolul la Scriptură. Mă, nu scrie nimic în Scriptură despre asta, dar vă dau eu învățătură, că e bună, e de la mine, luați-o că știu eu. N-am voie. Așa ceva este grav condamnat. Apostolul Pavel spune că motivul pentru care el poate sta cu mâini curate, fără sângele lor, este că nu s-a ferit să le vestească tot planul lui Dumnezeu. Fără excepție. Și Hristos spune, Hristos promite că El va fi cu noi și că autoritatea Lui ne împuternicește pe noi să facem această lucrare doar dacă ascultăm de ceea ce El ne-a poruncit să facem. Și dacă învățăm doar ce El ne-a poruncit, da? Hristos nu promite că va fi cu cei și va împuternici pe cei care nu învață tot sau care învață prea mult. El este doar cu cei care învață ce El a poruncit. Doar aceia sunt delegații, sunt trimișii lui Hristos. Dacă cineva are impresia că apostolii pur și simplu au inventat sau au completat ceva la învățătura Domnului Iisus Hristos, este aberant. Apostolii au fost mesagerii atestați al lui Hristos. Ei au făcut exact ce spune în Marea Trimitere. Au mers și au învățat biserica tot ceea ce Hristos i-a învățat pe ei în mod direct. Și tot ceea ce Duhul Sfânt le-a revelat în mod direct. Pavel n-a spus unei biserici să facă după închipuirile lui. Apostolii n-au învățat biserica să practice după închipuirile lui. Evanghelia dată de apostol bisericii a venit direct de la Hristos. La un moment dat apostolul Pavel se apără și spune eu n-am primit Evanghelia de la oameni. Eu am primit direct de la Hristos, direct de la Dumnezeu. Nimic de origine umană, nimic de invenție umană, de creativitate umană nu face parte din teologia și practica apostolilor. Totul vine de la Hristos prin Duhul Sfânt. Vedem că în noul legământ, Dumnezeu pare să fie la fel de fixist. Continuăm, mergem la apostolul Pavel, cel care a scris abundent în Noul Testament și cel prin care Duhul Sfânt, prin care Hristos ne dă învățătura prin care biserica în mod sistematic să cârmuiește. Viziunea apostolului Pavel despre autoritatea și rolul Scripturii poate fi foarte ușor sumarizată în doar două versete. În 2 Timotei 3, de la 16 la 17, apostolul Pavel spune în felul următor. Toată Scriptura este însuflată, inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit sau destoinic sau pregătit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Credeți versetele acestea? Amin. Cei mai mulți evanghelici astăzi nu le cred, fraților. Nu cred lucrul acesta despre Scriptură. Pavel consideră, atenție, Pavel consideră că învățătura biblică și doar învățătura biblică este norma după care toată viața creștină, inclusiv și mai ales, aș spune, viața bisericii trebuie rânduită. De exemplu, în 1 Timotei 3, de la 15 la 16, Pavel îi spune lui Timotei că i-a scris această epistolă și a spune aceste epistole, pentru că toate au până la urmă acest scop, mai ales cele pastorale, cu acest scop. Îți scriu aceste lucruri ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Pavel considera că Biblia este autoritatea supremă, ultimă, suficientă pentru viața ta de zi cu zi și pentru viața bisericii. Și de aceea scrie aceste cuvinte inspirate lui Timotei. Observați câteva sublinieri care le face Pavel. În primul rând, Pavel subliniază inspirația și autoritatea Scripturii. Cele două sunt strict legate. Dacă eu zic ceva, dau o poruncă copiilor mei, ei știu că este autoritară pentru ei, pentru că eu sunt cine?
tatăl lor. Dacă un nene de pe drum le dă o poruncă, poate din politețe, da, dar ei nu sunt obligați. De ce? Pentru că sursa de la care vine nu este autoritate peste ei. Și Pavel ne spune că Scriptura este inspirată, însuflată de Dumnezeu, ca atare este autoritate peste noi. Pentru că este aceea suflare, aceeași vorbire a lui Dumnezeu, am văzut la început în timpul nostru de închinare, care ne-a dat nouă viață. El este Cel care ne-a dus în viață. Noi datorăm totul acestui Dumnezeu. Ca atare, orice spune El este autoritate pentru noi. Inspirația Scripturii este esențială pentru Pavel. Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Atenție! Sublinează toată Scriptura. Fără excepție. Nu o parte este mai puțină, o parte este mai mult. Toată Scriptura. Apoi Pavel sublinează faptul că Scriptura, și aici este problema cea mai mare în ziua de astăzi, cei mai mulți evanghelici practic nu cred lucrul acesta. Pavel sublinează că toată Scriptura este suficientă. Este autoritară și este suficientă. Este suficientă încât, spune Apostolul Pavel, ne poate face desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cât de comprehensivă este această sintagmă, da? Ne face desăvârșit și cu totul destoinic. Adică Scriptura ne echipează la maxim, nu ne lipsește nimic din punct de vedere echipare. Și acum întrebarea este, dar Pavel, dar pentru tot mă echipează? Scriptura este sursa înțelepciunii pentru tot? Este ghidul nostru și în viața de business, și în viața, ea este autoritatea finală? Și Pavel spune, pentru orice lucrare bună. Cu atât mai mult pentru viața bisericii. Pentru că țineți minte că conducerea bisericii este contextul în care ne aflăm. Pavel scrie lui Timotei, tânărului păstor, ca să-l instruiască despre cum să conducă casa lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu aici este în primul rând Timotei, păstorul Timotei. El trebuie să știe ce să facă. El trebuie să știe cum să răspundă. El trebuie să știe cum să învețe biserica să se închine, să se organizeze. Și Timotei, tânărul păstor, își pune întrebarea: ce să fac? Cum? Ce decizii? Și Pavel spune Scriptura. Scriptura este suficientă. Scriptura este autoritară. Lasă cărțile de psihologie, lasă sfaturile lumii, lasă înțelepciunea ta. Orice lucrare care trebuie făcută în biserică se face după Scriptură, după cuvânt. Da? Apoi mai avem foarte multe locuri în Sfintele Scripturii, în Noul Testament, unde Apostolul Pavel tratează în mod specific această problemă. Haideți doar să ne uităm poate la două. La Galateni și la Coloseni, unde problema aceasta intervine. Problema este practica bisericii, este închinarea bisericii, este rânduiala bisericii. Problema galatenilor, da? Problema galatenilor avea ca și obiect principal faptul că biserica din Galate era sub atac. Erau oameni care vineau din partea iudeilor și vesteau o falsă evanghelie. Veneau cu o nouă învățătură decât ceea ce Pavel le-a dat prin revelație divină. Și cerința lor, învățătura lor era că frații aceștia din Galatia trebuiau să se taie împrejur. Și în acest context, în care evanghelia este sub atac din partea acestor iudei, în acest context, Pavel adresează tangențial o altă problemă, și anume închinarea sau practica bisericii, în acest caz, sărbătorile bisericii, care face parte din liturgia bisericii, din practica noastră, din cum, când și ce facem când ne închinăm. Da? Și uitați ce zice Pavel. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, îmi place fraza aceasta fantastic de mult, da? Cum vă mai întoarceți iară la acele învățături începătoare, slabe și sărace, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Observați, când Pavel spune voi păziți zile, vremuri și ani, da? Este o întrebare retorică prin care înțelegem că înainte să vină acest iudei cu învățătura lor falsă, nu făceau lucrul acesta. Pentru că Pavel este mirat. S-a schimbat practica voastră. Eu v-am lăsat într-un fel și voi v-ați schimbat. Ce se petrece aici? Cei din Galatia, probabil că au început să sărbătorească vechile sărbători de sub lege. Vin acești iudei, evident sunt permiși ca să nu doar să intre în biserică la închinare, ci să dea și învățătură.
Pentru că ei încep să influențeze biserica. Probabil această învățătură începe să fie acceptată de biserică, pentru că Pavel adresează direct biserica și spune: voi ca și biserică faceți asta, acceptați așa ceva. Și sub învățătura aceasta, ei încep să păzească vechile sărbători de sub lege. Și Pavel tratează această schimbare în practica bisericii. Care este mai mare lucru? Acum, dacă ei vreau să sărbătorească Rusalile, mare lucru. Dacă ei vreau să sărbătorească, nu știu, să facă un festival, să facă o ceva, care înainte nu era când le lăsa Pavel această revelație pentru biserică. Mare lucru. Pavel vine și este foarte categoric. Și tratează cu severitate. Cu severitate, da? Vedem că practica bisericii în Galatia este afectată și tranziționează de la modelul apostolic, acum este altceva. Și asta îl șochează pe apostolul Pavel. Care este de fapt problema? Problema este că galatenii, acceptând predicarea iudeilor, se depărtau de Evanghelia revelată prin Pavel și se îndreptau spre legalism. Asta este problema teologică. Și la Pavel este frică că dacă ei continuă să se îndepărtează de Evanghelie, sunt depărtați de Hristos, că fără Evanghelie nu este mântuire. Da? Deci soteriologia, cum este omul mântuit, era afectat prin această învățătură. Dar oriunde este alterată învățătura bisericii, este alterată practica bisericii. Când îți permiți să deviezi de la Evanghelia revelată, îți permiți să deviezi și de la închinarea revelată. Și asta se întâmplă și aici. Ei încep și adoptă o nouă practică eclesiologică. Se depărtează de la revelația dată bisericii prin Pavel și acum se închină după cum îi învață iudeii. Și încep și sărbătoresc anumite sărbători și încep și fac anumite ritualuri. Nu pentru că le-au găsit în cuvântul lui Dumnezeu, care a venit prin Pavel și prin Hristos, care a spus că umbrele acestea au trecut, ci pentru că le-au spus învățătorii aceștia falși. Și Pavel spune: orice deviere de la cuvântul revelat este foarte sever. Pentru că arată faptul că ați părăsit norma care este cuvântul și ați mers după imaginația oamenilor. Haideți acum să ne uităm foarte telegrafic, pentru că timpul zboară, în Coloseni. Un alt text care, din păcate, este așa de răstălmăcit în ziua de astăzi de cei care vor să spună că au voie să facă în biserică ce vor ei. Da? Ce vor ei și spun: nimeni să nu ne judece. Nu ne judeca, frate Mihai. Noi facem ce vrem, suntem liberi în Hristos. Da? Suntem liberi în Hristos. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Vezi, frate? Pavel zice că putem avea sărbători, putem avea luni noi, putem avea ce vrem. Noi suntem liberi, frate. Oare asta spune Pavel? Haideți să citim. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul, sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seamă ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu amăgirea deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Sună a galateni, sună a oameni care vin din afară cu învățături omenești, cu învățături care nu au venit de la Pavel. Observați, problema din nou este aceasta. Avem o biserică a lui Hristos sub atacul influențelor învățătorilor falși și ei, ca și biserică, căutau ce să facă. Să țină tot ce le-a poruncit Hristos.
Dar vin aceștia din afară și vin cu învățături și cu practici amăgitoare și le spun, trebuie să faceți asta, trebuie să faceți asta. Nu este suficient că faceți ce ați primit prin revelația apostolilor. Vă mai lipsește ceva, vă mai lipsește o sărbătoare, vă mai lipsește un ritual, vă mai lipsește aia. Și ei încep și sunt judecați. Și conștiința lor este apăsată nu de Scriptură, ci de învățătura omenească. Și zic, mă, poate că avem nevoie de lucrurile astea. Poate că noi suntem inconștienți. Poate că Apostolul Pavel nu ne-a dat tot ce trebuie. Poate că lipsește ceva. Și Pavel le scrie să-i încurajeze să țină de Hristos și de învățătura care au primit-o prin Apostol. Și în acest context avem acest verset citat. Haideți să privim din nou. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Acum, dacă e vorba de iudeii care veneau din afară, i-ar fi judecat iudeii că țineau sabatul? Nu i-ar fi lăudat! Da? I-ar fi lăudat! Ce se întâmplă aici? Avem aceeași influență iudaică care vin și spune, voi ce mâncați? Voi nu țineți sabatul? Voi nu țineți ritualurile? Nu este ok! Înțelegem că sunteți creștini, dar trebuie să faceți lucrurile acestea. Și Pavel spune, nu vă lăsați judecați. Nu vă lăsați judecați de acești oameni care vin și pretind că ei au o rânduială mai presus de ce v-am dat eu, mai presus de ce a venit prin revelația lui Hristos. Care sunt, spune Pavel, aceste lucruri, umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri. Deci compară lucrurile acestea care le cer acești oameni de la biserică ca și o falsă închinare la îngeri. Și probabil că erau unii care cereau inclusiv asta. Amestecându-se în lucruri pe care nu le-au văzut sau nu le-au cunoscut, se referă la ideea de a pretinde că ai o vedenie, dar n-ai avut. Erau oameni care veneau și spun, am avut o descoperire la Dumnezeu. De fapt, trebuie să facem și lucrurile astea. Și Pavel spune, ăștia sunt oameni care n-au văzut nimică și nu cunosc nimică și vorbesc din burtă. Da? Nu ascultați de așa ceva. Nu ascultați de așa ceva. Umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Ce zice Pavel? Vin tot felul de, șmecheri, cu tot felul de idei, cu tot felul de învățături și vor să altereze practica bisericii. Vor să altereze teologia ei, vor să altereze sărbătorile ei, închinarea ei și să o ducă de la modelul apostolic la modelul lor, da? Vin iudei, vin cei din lume, care unii zic țineți sabatul, alții zic faceți tot felul de ritualuri și fiecare are teoria lui, obiceiul lui și fiecare vrea ca în biserică să fie după obiceiul lui și după închipuirea lui. Și Pavel zice, atenție! Nu vă lăsați judecați. Nu vă simțiți inferiori când oamenii aceștia vin și vă spun lucrurile acestea. Voi țineți-vă de ce ați învățat de la Hristos prin mine. Asta înseamnă nu vă lăsați judecați. Nu repede implementați ce au zis ei, nu repede implementați sărbătorile, implementați ritualurile și rezistați. Spuneți, n-avem nevoie. Tot ce ne trebuie nou ca biserică ne-a dat Hristos. Nu trebuie să învii tu din afară sau din altă religie care Hristos a spus că este abolită, practicile ei, și să-mi spui cum să mă închin în biserică. Mie mi-a dat Hristos prin cuvânt tot ce este nevoie să fiu destoinic. Pavel zice, nu vă lăsați judecați. Deci noi, de exemplu, dacă aderăm și dacă aderați, vă spun, lecția aceasta care o să avem în zilele acestea este foarte ușor de înțeles și foarte greu de pus în practică. Foarte greu de pus în practică. Provocarea care v-am dat-o, să mergeți acasă, să luați Scriptura și să spunem, de astăzi biserica noastră va face doar ceea ce vedem aici. Și să scoateți orice nu se regăsește aici în Scriptură. Și se întâmplă în următoarea zi. Vin judecătorii. Bă, dar voi ce fel de creștini sunteți? Bă, dar la baptiști de când e lumea așa au fost lucrurile? Veniți voi acum cu noutățile astea și spuneți, dar nu vreau să fiu noi, vreau să fiu cum a spus Hristos prin apostolii lui. Nu neapărat trebuie să faci aia, neapărat. Păi aveți, nu vă lăsați judecați. Țineți-vă strânși de capul care este Hristos, de directivele lui și nu contează ce zic ei, ce vor ei, pentru că ei nu au autoritatea lui Hristos. Ei nu au autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Principiul regulativ
al închinării este un principiu biblic. Nu baptist, nu evanghelic. Am văzut că este valabil în Vechiul Testament și în Noul Testament și că este pus în practică de Biserica Apostolică. Pe scurt, am putea să definim acest principiu în felul următor. Noi vom face ca și biserică tot ceea ce ne poruncește Dumnezeu și tot ceea ce este necesar ca să împlinim acele porunci. De exemplu, când ne spune să ne adunăm la oaltă, trebuie să ne adunăm undeva. Da? Pentru împlinirea acelor porunci, acolo unde avem porunci care ne dau libertate în împlinirea lor, exercităm acea libertate. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu nu ne poruncește să facem ceva, nu inventăm porunci. Unde Biblia tace, noi tăcem. Unde Biblia spune ca să facem un lucru, acel lucru facem. Unde Biblia nu spune nimic, nu facem. Nu inventăm de la noi. Nu din închipuiri, nu din filosofii, nu din alte religii, nu din lume, doar din cuvânt. Asta trebuie să fie convingerea noastră ca și credincioși. Asta a fost practica și pretenția lui Dumnezeu de la poporul său în Vechiul Testament. Asta este practica și pretenția lui Hristos de la biserica sa în Noul Testament. Și asta a încercat biserica să facă de-a lungul secolilor, să se îndrepte din nou și din nou după cuvânt, și lumea și bisericile tradiționale și alte religii au judecat biserica. Și Pavel ne încurajează, nu vă lăsați judecați, nu vă lăsați influențați. Întotdeauna agățați-vă de Hristos. Luați directivele direct de la cap, direct de la cel care are autoritatea. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și puterea să facem lucrul acesta. Mâine, cu ajutorul Domnului, dimineață, împreună, vom privi la Psalmul 150, pentru că este un psalm de laudă. Vom uita din nou la ce înseamnă să lăudăm, să ne închinăm lui Dumnezeu. Și pentru că este unul dintre cele mai abuzate psalmuri care este folosit de cei care răstălmăcesc Scriptura ca și Satan să răstălmăcească principiile Bibliei. Și seara ne vom uita în practică. Bun, am înțeles, frate, trebuie să mergem doar după cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta practic? Ce o să facem practic? Da? Cum ar trebui să arate o biserică care să închină biblic? Da, cu ajutorul Domnului vom face aceasta mâine.